7:32 de minute, din nou în direct. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Partea a doua a emisiunii matinale de la Antena 3 Pitești ne aduce noutăți locale, așa cum v-am obișnuit de altfel în fiecare dimineață. Informațiile ajung la dumneavoastră direct de la sursă, ceea ce este extrem de important și sănătos. Astăzi mergem în orașul Ștefănești, mai ales că se pregătește de aniversare. Ne interesează ce activități a pregătit administrația locală și, evident, care mai este stadiul proiectelor administrative într-un oraș care își dorește să atingă un grad de confort cât mai ridicat. Și salutăm prezența în studioul Antena 3 Pitești a domnului Nicolae Velcea, primarul orașului Ștefănești. Bună dimineața, domnule primar, vă mulțumesc pentru timp și prezența la matinal. Să rămână bună dimineața, vă mulțumesc mult pentru invitație și ori de câte ori sunt invitat, vin cu mare drag și multă plăcere. Și știm că și în măsura timpului. Și în măsura timpului, bineînțeles. Este prețios. Da. Ei bine, domnule primar, abia aștept să vorbim despre noutățile administrative și faptul că vă pregătiți de sărbătoare, însă n-aș vrea să trec peste procedura emisiunii. Știți care este aceea, vă mai amintiți? Că a fost ceva cafeaua cu piper, da? Și avem acolo o întrebare surpriză în ceșcuță. În ceșcuță, deci o tragem de acolo. Haideți să extragem o întrebare, să vedem așa ce să vedem răspuns, ce noroc am. Ce răspuns spontan aveți la o întrebare drăguță, sperăm noi, și să știți că le vom schimba de din septembrie, aducem și alte întrebări nouțe. Haideți să vedem. O și citesc, da? Vă rog. Ce moment din copilărie ați dorit să-l retrăiți? Iată, facem așa o trecere revistă a momentelor. Să-l citesc, să și răspund acum? Dacă aveți un răspuns așa care vă vine în minte la prima vedere și la prima întoarcere în timp, vă rugăm. Vă dați seama că pe vremea noastră, când spun vremea noastră, mă refer la cei de vârsta mea, copilărie era chiar copilărie, nu chiar acum așa modernizată și cu foarte multe posibilități. Însă, ca să fiu foarte scurt, una din cele mai frumoase și plăcute momente ale copilăriei mele au fost când tata, Dumnezeu să o odihnească, împreună cu mama, m-a trimis la o echipă de fotbal, se numea Dacia Mioveni, și se juca la terenul de sport de la, chiar de acolo, de la blocuri, de la zona blocuri, în care, bineînțeles, mi-au luat ghete, training, costumația respectivă. Necesar, sigur? Emoții, vă dați seama, eram în stare să dorm cu ele sub pernă, ca să ne aduc aminte bine. Bine, multe sunt din copilărie, dar asta a fost una cea mai importantă. Din păcate, nu a fost să... Dar o legătură are ceva acolo, da, iată, mai departe. Mai departe, că, nu? Într-adevăr, ulterior, angajându-mă la Dacia, domnul Stroie, chiar m-a pus la un moment dat, eu mă ocupam de echipele de fotbal, da. De probleme administrative, bineînțeles. Am avut un ghinion atunci, n-am mai continuat, cu o fractură de picior, și aia a fost, ăla a fost motivul care nu am dus-o la un bun sfârșit. De la capăt. Iată că viața este surprinzătoare de multe ori, așa, domnule primar, și ne oferă provocări la care trebuie să îi răspundem. Da. Veniți în mediul privat și nu de foarte mult timp, sunteți în mediul public. Sunt diferențe, acum făcând așa o trecere, care ar fi diferențele cele mai importante pe care le puteți sesiza așa la o primă analiză? Sunt multe de spus aici, diferențe foarte mari. Mă refer în primul rând la proceduri. După cum știți, nu cred că are rost să mă repet, majoritatea telespectatorilor care vă urmăresc și știu din ce mediu vin, de la automobile Dacia, unde am lucrat 31 de ani. Am lucrat o bună parte și cu francezi, o bună parte și cum eram noi organizați. Însă, acolo nu se poate să zici, nu se poate, lasă mâine. Trebuie să zici ce, găsim o soluție, nu? Nu se poate. Dar tot timpul, fiind acele proceduri și regulamente de funcționare, acolo nu există impas, să zici, domnule, trebuie să vă oprim. Banda de producție nu se oprește. Știți bine, și dumneavoastră observați că în momentul când opresc, dar ei previzionează că nu mai au materialele respective sau piesa respectivă și știu că în 2-3 zile trebuie să oprească producția, urmând să continue fără nicio sincopă, că trebuie să oprească 5 minute, 10 minute, că a venit un blocaj. Nu, banda nu există. Este bandă de montaj. Acolo este bandă de montaj. E greu să faci în domeniul administrativ o chestie de genul ăsta, dar nu e imposibil.
Da. Domnul primar, sunteți la primul mandat, nu-i așa? Da, ați avut un mandat de parlamentar, iată, ați preferat să rămâneți în localitatea dumneavoastră și să vă implicați în administrația locală. Cum a fost la început? A fost momente când v-ați simțit dezamăgit sau au fost momente când ați simțit că totuși lucrurile nu sunt așa cum erau în privat și că trebuie să veniți cu noi proceduri și tot ceea ce înseamnă strategii? Da, am mai spus, cred că, în emisiunea dumneavoastră, eu încă de când am venit în primărie eram un număr mai mare de funcționari, nu mai suntem la capacitatea respectivă, cu toate aceste aspecte noi funcționăm. Da, era o organigramă care nu era funcțională, ce pot să vă spun, eram în jur de 90 și ceva de persoane în primărie, la momentul când eu am venit nu exista decât două servicii și un birou, restul compartimente care funcționau, compartimentul cu șeful propriu, adică era compartiment cu o singură persoană. Dar șef. Doar un șef, da. Adică tot felul de compartimente, compartimentașe care nu și-aveau rostul, fapt pentru care în februarie 2020 am și refăcut organigrama în care am luat o ierarhie de la director executiv, șef serviciu, șef birou, există într-adevăr și compartimente, dar în cadrul birou, în cadrul serviciilor, biroului, a direcției executive, de se ocupă cu totul și cu totul de altceva și au un șef deasupra. Adică, multă bună disponibilitate aș avea. Noi nu mai suntem așa mulți, la momentul respectiv mai suntem fără fetele care sunt femeile de servici și un șofer al primăriei, undeva la 52 de persoane față de aproape 90. Da, aproape la jumătate, iată. Aproape la jumătate, vorbim strict numai de funcționari primăriei, nu ne referim la ADP, care și acolo sunt destul de jos ca număr de angajați. Da, știm că ați și consolidat și primăria, nu-i așa? Ați îmbunătățit-o, condițiile să fie unele propice până la urmă. Da, am făcut un flux al primăriei și aici mă refer la cetățean, ca să fie undeva compact. Am făcut un modular afară din primărie încă din 2021, dat în funcțiune, din mai precis până la sfârșitul anului 2021. Fluxul cetățeanului să nu mai meargă la registrul agricol în partea opusă a primăriei, la registratură în partea nu știu care din centru. Totul este în jurul cetățeanului. Mai mult de atât, am făcut și o sală de așteptare în care am creat condiții. Omul stă, dacă are probleme, nu știu, după adeverință, tot durează până redactează 5-10 minute și se semnează, să nu mai stea în picioare, pe holuri, în soare, în căldură, în parc. Și automat are sala de așteptare unde stă civilizat, așteaptă, îi aduce o persoană de la registrul agricol, taxele și impozite la fel, urbanismul la fel, registratura, tot ce înseamnă relații cu public este separat de aparatul propriu al primării. Da, iată că, până la urmă, o bună reorganizare nu face nimic altceva decât să aducă un plus la buna desfășurare a tuturor activităților care se întâmplă pe acest domeniu. Domnule primar, haideți să rămânem în zona aceasta administrativă. Știm că de multe ori, de fapt, de fiecare dată spunem că rezultatele se văd în timp, atunci când generăm proiecte, nu-i așa? Și pentru ca ele să fie palpabile, trebuie să treacă ceva timp. V-aș mai întreba în continuare, vă mai doriți să candidați la un nou mandat de primar, în condițiile în care știm foarte bine că și proiecte sunt, dar probabil că acestea trebuie să aibă timpul lor ca ele să fie puse în practică. Vă mai doriți un nou mandat? Da, bună întrebare. Chiar săptămâna trecută, mulți cetățeni ștefănești m-au abordat pe stradă, nu știu dacă știți, eu nu știu dacă într-o zi, la mine ziua de lucru are între 12-14 ore, nu știu dacă stau 2-3 ore numai să semnez mapa, corespondența, plățile, ce sunt urgente și cotidiene. Mă întreba, domn primar, am înțeles că nu mai candidat. Ba nu, vreau să vă spun, stimați cetățeni, stimată doamnă, că vreau să candidez. Nu aș fi depus atât de mult efort să implementez anumite proiecte care sunt necesare, benefice orașului Ștefănești, dacă nu mi-aș fi dorit să continue ce am început. Adică ar fi mare păcat eu să nu mai candidez. O să candidez și le mulțumesc tuturor care au încredere în mine și la anul, bineînțeles, să tragă și dâns și linie și eu o să trag linie
pe obiectivele care sunt realizate sau care sunt în curs. Da. Pentru că am multe, foarte multe, care sunt în curs de începere efectivă a lucrărilor, nu de proiect, de fază DALI sau altceva, da? Nu, sunt efectiv în proiectare, urmând să dăm ordine după proiectare, ordine de începere fizică al anumitor străzi care sunt destul de importante, inclusiv apă, canal și foarte multe. Da. Da. Și haideți să rămânem pe zona aceasta a proiectelor și să ne spuneți ce s-a bifat până acum, în timpul acesta oarecum scurt, nu-i așa, de 3 ani de zile de când sunteți primar. Ce anume s-a bifat ca și proiect realizat, ce anume se află în curs de desfășurare și ce urmează să se încheie în următoarele luni? Ce s-a bifat? Le luăm pe rând. E greu de spus. Sunt foarte multe, credeți-mă, da. Avem, nu știu, mare, să zicem așa, e vorba de iluminatul public, care suntem undeva la 62-63% din efectivul lămpilor din orașul Ștefănești existente la momentul ăsta. Avem undeva la 13 străzi asfaltate, avem apă, avem canal, avem gaze, avem podul la Negrilești, remediere, reconsolidare, podul Chilimenți, podul Ogărești. Ce am lăsat în curs de desfășurare? Ce șantiere sunt deschise? Foarte multe. Spre exemplu, la momentul ăsta lucrăm la o stradă Fitotron care sper că săptămâna viitoare să fie gata, finalizată. Mai avem amenajarea două fântâni, una din zona Blocuri, una pe strada Oțelești, intersecție cu Gorgoieștiul Berecheți. Finalizăm gazele la Golești, acum se fac reparațiile la porți unde s-au stricat sau din cauza săpăturii, urmând ca maxim o lună, lună și ceva să avem gaz pe instalație. În același timp, noi am mers la cetățeni și am rugat și pe această cale, îi rog, toți care sunt doritori și vor să-și branceze la rețeaua de gaze, să facă demersurile ori la primărie, ori la Distrigaz, ca noi în paralel, ca dânsii, noi facem documentația pentru branșarea la conducta principală a rețelei de gaz din Golești, care are 6 km 300, și în paralel să facă documentația și lucrările și de branșare individuală pentru fiecare cetățean. Da, da, da. Adică undeva, să zic, la jumătatea lunii septembrie, eu am zis un termen destul de lung, în momentul când e gaz pe instalație, să aibă și cetățeanul sau gospodăria cetățeanului să fie gazul funcțional. Adică e o chestie să destul... în același timp. În același timp, da. Gaze Rusești, gaze Izvoran, gaze Câmpului, foarte multe proiecte pe străduțe în care au intrat pe ordonanța 178 și le-am dat concursul. Adică la momentul respectiv, din 27 de kilometri de gaz care necesita în orașul Ștefănești, mai avem undeva 5 kilometri de gaz, care asta înseamnă numai zona Enculești-Ploscaru. Chiar ieri mi-a ieșit și avizul pentru încă o lucrare de 2 km jumate de gaz, dar pe zona Enculești până la podul Trante, cine știe. Da, eu cred că săptămâna viitoare sau maximum două săptămâni dăm drumul la lucrare fizic. Avem 6 străzi care tot la fel sunt destul de mari și cu un impact, cred eu, destul de bun și necesar, pentru că sunt destul de deteriorate, și vorbesc de strada Oțelești, vorbesc de Ion Pilat, Izvoraniu, Sucoasta Câmpului, Valea Mare, care sunt destul de mari, adică au în jur de 2-3 km, da. Chiar și 3 km 700 Sucoasta Câmpului, strada Zăvoi, care se unifică cu strada Fitotron, se va fi o legătură obretea cu Lidl-ul. De strada Zevo este cum intrăm în Ștefănești, trecem Râul Doamnei imediat în dreapta. Și se face turul Zevo, se iese undeva la Lidl până în Pasarelă, ca să avem vizualizăm. Da, mai avem strada Narciselor, avem foarte multe, iluminat foarte multe proiecte pe PNR. Da, exact, aici vreau să ajung, da. Și la PNR, pentru că am semnat de curând în jur de patru contracte. Patru contracte, avem digitalizarea, avem insulele ecologice, avem stații electrice, avem 12 stații, 12 puncte de încărcare electrică pentru autovehicule electrice, avem Creșa, care săptămâna viitoare începem demolarea unei clădiri existente, ea deja, după ce
ducem documentația că este demolată, intră în licitație, avem un dispensar care este tot la fel în licitație, să sperăm că în toamna asta îi dăm drumul la lucrare, avem două proiecte pe iluminat de câte 600.000 de euro fiecare, unul de modernizare, unul extindere și modernizare, unde sunt anumite străzi, unde mai sunt necesari 2, 3, 5 stâlpi și terminăm cu tot ce înseamnă iluminatul în orașul Ștefănești. Da. Ca o mică concluzie, am putea spune că baza oricărei stări de confort este infrastructura. Noi așa, iată, ne-ați vorbit de faptul că este important să existe utilități și ceea ce este normal este o normalitate până la urmă, să existe străzi asfaltate pentru a ne bucura de un confort nu sporit, ci normal. Nu-i așa? Corect, așa. Bun. Apoi ne-ați vorbit despre aceste patru proiecte prin PNRR și ați amintit despre digitalizarea orașului. Ce înseamnă acest lucru? Vorbim despre un sistem integrat de management, vorbim de camere de supraveghere, în ce se traduce acest? Prin de mai multe puncte, e vorba și de camere de luat de vederi, pe toată raza orașului Ștefănești și la momentul respectiv noi avem un dispecerat unde vreau să-i asigur pe ștefănești că la momentul ăsta avem undeva la 88 de camere funcționale aproape în toată zona Ștefăneștiului, în puncte cheie. Nou proiect o să mai vină cu o suplimentare de încă 50, așa au fost prinse în raport de necesitatea orașului. Da, este vorba de acel certificat fiscal, certificat de informare, nomenclator și alte foarte multe facilități pentru cetățeni și de ce să nu zicem și pentru noi ca funcționari făcând aceste operațiuni automat. Da. E mult mai bine și benefic și mai rapid să nu mai punem cetățeanul pe drum. S-a obișnuit că există și aceasta. Oamenii sunt pe încă varianta. Încă nu suntem la faza de implementare, acestui proiect. A fost semnat. Urmează să facem documentațiile și să devină operațional. Când eu știu, cred că la anul, da, nu cred că avem timp anul ăsta, dar sigur la anul să fie operațional. Da. Mai vreau să mai vă zic, apropo de proiecte pe PNRR, avem băgat proiect și pentru 12 blocuri din Ștefănești, unde era termenul de verificare și primire un răspuns iunie, nu numai la noi la Ștefănești, în toată țara, mai la legătura cu colegi din țară, nu numai cu colegii la noi din județ, încă nu s-au primit răspunsuri, am vorbit și la minister, mai avem încă un proiect care se derulează prin ADIA, apă, canal, da, de extindere, apă și canal, unde nu e deloc mic, este undeva la 20 de milioane de euro cu TVA, cu tot, e vorba de 27 de kilometri, coincide suprafața cu gazele, adică zonele cele mai mari sunt zona Golești și zona Valea Mare, unde zona Golești avem 6 km 300 cât s-a băgat gaze acum, iar zona Valea Mare de la Inculești, toată zona Inculești, cum se știa, Ploscaru, avem 7 km 400, iar restul străduțe, străzi care nu au la momentul respectiv apă, canal. Deci proiectul are 27 de kilometri de canal, 21 de apă, reabilitarea conductelor și instalațiilor vechi și în special, că spun treaba asta, mă refer la zona blocului. Da, da, da. Este important așa, pentru că de multe ori uităm și instalațiile, da, care sunt vechi și care... Sunt destul de vechi, dar da, majoritatea, da, oamenilor, ori de câte ori apar avarii, intervenții, fiind din oțel, e normal în momentul când apa rece la momentul respectiv, da, solul e cald, automat face condens pe interior, golindu-le și în momentul când pornim, vedem în ghiuvetă ce vedem, rugina, da, și da, 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 domnul primar, uitați ce se întâmplă. Sunt, o să scăpăm și de astea în cel mai scurt timp. Eu cred că în toamna asta, dacă ne ajută Bunul Dumnezeu, terminăm și cu... Adică începem această lucrare, să o definitivăm, da, să nu stăm în proximitatea Piteștiului în anul 2023, să nu avem apă, gaze și canal. Acum, dacă îmi permiteți, domnul primar, așa se întâmplă dacă nu sunt făcute, nu neapărat la timpul lor, dar la o constanță normală sau, eu știu, cerută de, eu știu, tot ceea ce înseamnă utilizarea acestor... Da, nu știu, n-aș vrea să fiu răutăcios. Aici sunt niște zone care sunt dintotdeauna. Au fost dintotdeauna. Și mă refer la zona Golești. Apropo de zona Golești, că ăsta este și motivul care noi sărbătorim pe 5 august, dar să discutăm la altul respectiv, adică nu poți ca zona Golești cu 657 de gospodării tu să nu ai apă, canal și gaz. În secolul 21, da, nu se poate.
să nu ai apă, canal, gaz în zona Enculești-Plăscar, unde tot la fel avem aproape în jur de 500 și ceva de gospodării. Adică nu zicem de niște străzi care s-au, sau cartiere care s-au făcut noi, da, și domne, nu a avut timp, sunt foarte multe de făcut și nu vreau să dau vina pe nimeni, dar nu e posibil și eu cred că proiectul a fost destul de mare. Trebuie să ținem cont și de o singură chestie, Ștefăneștiul e destul de mare, majoritatea cetățenilor văd Ștefăneștiul de la râul Doamnei până la intrare în Călinești. Nu, Ștefăneștiul are 193 de străzi, toate astea însumând 83 de kilometri. Gândiți-vă că 83 de kilometri e cam de aici, de la Pitești, aproape până la București. Da. Adică nu e așa de simplu. Faptul că la nivel național am rămas un pic în urmă, nu neapărat local, este cu totul altă discuție. Haideți să ajungem și la sărbătoarea orașului Ștefănești, domnule primar, pentru că, iată, se anunță activități interesante. Când, cine și de ce? Da, deci vă spuneam mai devreme de Gonești, da. În 1452, noi sărbătorim acum 571 de la atestarea documentară, 5 august 1452. Și ne-am legat de această dată, care e destul de importantă, știți bine, Golești istoria, Golești într-adevăr, e întreagă istorie, nu numai Golești, tot Ștefănești. Și am zis, domnule, trebuie să o facem. Suntem la a treia ediție, a debutat în anul 2021, la aproape un an de când eram primar. Mi-au venit solicitări pentru primirea cuplurilor cu 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, iar cetățenii în sală, am făcut-o fiind pandemie, în sala de consiliu, la Centru Cultural. Domnul primar, nu facem noi și noi cum fac alte localități. Domnule, dacă scăpăm de pandemia asta, vă promit că la anul o să o facem. Aia a fost prima ediție în 2021, restrânsă într-un moment de pandemie, să zicem așa, cu restricții, un scaun da, două nu, știți cum a fost la anul respectiv. Anul trecut am debutat pentru prima dată și am identificat o zonă unde putem să o facem, într-adevăr, este o zonă în proximitatea blocurilor, chiar în spatele blocului 8, însă anul ăsta am mai scurtat puțin, începem puțin mai devreme și nu mai ducem așa târziu, să ne încadrăm conform prevederilor legale, să nu mai avem sesizări, că avem, în afară de adepți, prieteni și admiratori, mai avem și, așa zis, și prieteni mult mai buni, să nu între folosim alt termen, între ghilimele. Da. Cum va arăta ziua de 5 august anul ăsta? Deci va începe la ora 15, la momentul respectiv noi am avut anunț dat pentru înscriere a celor care urmează să-i premiem, exceptând elevii cu nota 10, avem sportivi care au luat premii naționale și internaționale. Performanță, nu-i așa? Se antrenează acolo în Ștefănești. Și sunt din Ștefănești, da. Numai cu domiciliul Ștefănești, așa avem regulamentul. Sunt în total 51 de copii și tineri, da, elevi. Mai avem 17 cupluri cu căsătoria, de căsătorie neîntreruptă, deci el va debuta începând cu ora 15, bineînțeles cu echipe din cadrul școlilor și din Centrul Cultural, unde se va desfășura un program artistic și inclusiv aceste premieri până la orele 17, unde la orele 17 va începe acel spectacol care nu vreau să le dau, am făcut eu public, dar să fie surpriză. Nu numai asta, o să avem mai multe surprize, o să avem și o tombolă, cum am făcut și anul trecut și exact cum am spus anul trecut, nu se dezamăgeți pe cetățeni, am promis că fac și anul ăsta și cât voi fi primar, mă țin de cuvânt și fac tot ceea ce am început de prima dată. Adică și cu ziua copilului nu am ratat nici în 2021, chiar dacă a fost pandemie, nici de Moș Nicolae, nici de Crăciun, în toți acești ani, adică am ținut aceste sărbători, într-adevăr, pe zonele și ne adaptăm la condițiile și cum putem noi să facem. Bună, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-am dezvoltat și o nu avea și noi ca alte localități. Nu sunt invidios, dar asta e, suntem puțin mai în urmă față de orice localități. Orice inițiativă demarată, nu-i așa, este deja un pas extraordinar de bun. Ceea ce am remarcat și este un lucru de toată lauda administrațiilor locale, în deschiderea zilelor localității, încep cu programul artistic susținut de elevii și de artiștii ai locului, ceea ce este extraordinar de frumos, domnule primar, pentru că simt și nevoia să se prezinte acolo
acolo la ei acasă, să-și prezinte talentele și până la urmă să fie cunoscuți și aplaudați de întreaga comunitate. Și e o satisfacție, dacă stăm să gândim, o emoție pentru cel care joacă, eu știu, sau cântă, sau ce interpretează pe scenă, iar o mare bucurie pentru părinți, pentru bunici, pentru rude, care stă de partea scenei, în partea opusă scenei și aplaude și încurajează. Da. Bun, totuși o să insist, o să vă rog să ne dați măcar un nume și din artiștii consacrați, nume de renume, nu-i așa, care vor urca pe scenă. Eu sunt iubitor de muzică populară, o să vă zic pe Maria Dragomiră. Atât? Doar atât vă zic. Și partea masculină, haideți să dăm și nume de femeie și nume de bărbat. Partea masculină... Haideți să fie totuși o surpriză. Să fie o surpriză. Atunci noi ne obligați, între ghilimele, spun să venim și noi acolo, nu-i așa? Iar vă invit, urma să vă spun treaba asta, să vă invit, să ne face o mare plăcere să veniți. Da. Mai vreau să fac, dacă nu mai pe subiectul ăsta, referitor la mijloace de transport, care majoritatea cetățenilor au luat contact, poate au și beneficiat de acest transport metropolitan, începând din 1 iulie, care a început la Mila Ștefănei, și aici vreau să mă refer strict, da, la zona Valea Mare, să nu creadă cetățenii din Ștefănești că Izvorani, unde sunt născut, crescut, am uitat. Însă nu avem nici de transport la momentul respectiv, dar promit că în cel mai scurt timp o să rezolvăm și zona Izvorani. Referitor la Valea Mare, unde aici au fost multe discuții și am înțeles că și pe la dumneavoastră, pe la redacție, s-a sunat și la, la Publitrans și peste tot. Noi am avut ședința de Consiliu, le spun cetățenilor că nu e așa simplu, noi făcând parte din această ADIA Transport, pentru orice modificare de kilometru, de kilometri, de trasee, în plus sau în minus, sunt necesare hotărâri de Consiliu la toți care fac parte din ADIA Transport. Și aici vreau să enumăr. E vorba de Primăria Municipiului Pitești, Consiliul Județean, Primăria Ștefănești trebuie să dea Consiliu, Primăria Mărăcineni, Primăria Bascu, Primăria Bradu, Primăria Larja. Toți ca să facem un act adițional în care noi să suplimentăm sau să scoatem una din curse sau mai multe curse, trebuie să facem acest act adițional. Astea sunt prevederile legale. Cetățenii din zona respectivă știu, ne-am organizat încă de acum 2 săptămâni și intrăm cu un alt autobuz de altă dimensiune, mai mare, cum sunt pe traseele 4, 6, 9, dar am scurtat puțin traseul pentru că nu se poate trece de la podul Utrante. Majoritatea de acolo știu. Promit că, nu știu sigur dacă pe 1 mai la ora 15, domnul Gente a convocat AGA luni, pe 31, dacă se semnează și totul este ok și au posibilitate cei de la Publitrans, cred că debutăm cu data de 1. Nu promit 1, 2, 3, mai bine să fie o surpriză, dar săptămâna viitoare cu siguranță va fi operațional. Iată un subiect despre care cu siguranță vom mai vorbi. Vă mulțumesc foarte mult! Sărut mâna și eu vă mulțumesc! Atât pentru astăzi, mai bine, la revedere!